Salut, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Beatricea și astăzi vă invit alături de mine să pregătim un chec extraordinar de aromat cu afine și lămâie. Este o rețetă foarte simplă și ușor de realizat, însă rezultatul este unul cât se poate de delicios. Haideți să începem! Pentru început vom amesteca ingredientele uscate, și anume făina, praful de copt și sarea. Într-un bol separat vom bate împreună untul la temperatura camerei și zahărul. Trebuie să batem untul extrem de bine, la viteză înaltă, timp de 5-6 minute sau până când devine foarte pufos și deschis la culoare. Acest pas este unul dintre cele mai importante și este cheia pentru a obține un chec pufos. După ce am bătut bine untul, vom adăuga pe rând ouăle la temperatura camerei, incorporându-le bine între fiecare adiție. Un alt aspect important este că ouăle trebuie să fie la exact aceeași temperatură ca și untul, altfel blatul se va separa. Când am incorporat toate ouăle, adăugăm pasta sau esența de vanilie, coaja și sucul de lămâie. Incorporăm cu mixerul, după care vom cerne deasupra și vom incorpora ingredientele uscate folosind o spatulă. Nu amestecăm excesiv, când făina nu mai este vizibilă, ne oprim. Distribuim blatul obținut într-o tavă de copt cu diametrul de 24 de cm, unsă bine cu unt. Punem afinele deasupra blatului nivelat și le distribuim uniform. Afinele le-am pus în stare congelată, deci le-am luat direct de la congelator. Eu am ales să le placez doar deasupra checului, astfel încât să fie bine evidențiată și aroma de lămâie, însă dacă doriți, le puteți amesteca în blat. La final am presărat checul cu zahăr brun, însă cu siguranță puteți folosi și zahăr obișnuit sau puteți omite. Coacem checul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, sus-jos, fără ventilație, timp de 50-55 de minute sau până când trece testul scobitorii. Permitem checului să se răcească puțin înainte de a-l decora și servi. Eu l-am decorat cu puțin fistic mărunțit și cu câteva afine proaspete. Pentru mine, checul este cel mai bun anume în stare caldă, însă îl puteți servi și în stare rece. Iar dacă mai aveți la îndemână și niște înghețată de vanilie, atunci experiența devine absolut divină. Linkul spre rețeta integrală scrisă poate fi accesat în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Până data viitoare! Pa, pa!